n-am eu o mână. O mână! Felicitări! Cine știe ce găsesc într-o nucă? Miezul de nucă, e extraordinar. Ca să-l pregătim în prăjitură, aveam nevoie de miez de nucă măcinat. Și l-am măcinat, bună dimineața, și l-am adus într-o casoletă, gata măcinat. În primul și în primul rând, într-un castronel, îl folosim ca și măsură etalon. Avem nevoie așa, de aceeași măsură de apă, aici avem apă plată, îl punem în castron. După aceea, aceeași cantitate de zahăr. Da? Îl punem și pe el, îl măsurăm. Și ce credeți că face apa, zahărul turnat în castronul meu cu apă? Ce credeți că se întâmplă acolo? Se dizolvă. Se dizolvă, bravo. Ce a spus? Mâna sus. Bravo. Ca să dăm un gust aparte prăjiturii noastre, vom folosi esență de rom, că avem ciocolată. Și la ciocolată întotdeauna folosim esență de rom. Miroase bine? Esența de rom? Și mestecăm din când în când să se topească acest zahăr în această pizza. Bun. Voi mă veți ajuta la modelat. Avem un bol mare în care răsturnăm biscuiții populari pe care i-ați gustat fiecare, pasați, fărâmițați, îi vom răsturna în castron. Ce mai avem de turnat? Ce ne-a mai rămas? Te rog. Ne-a mai rămas nuca. Nuca, extraordinar, bravo. O măsurăm. Și l-am umplut. Dacă mai ne rămâne așa un pic, e bun. Cu cât e mai multă nucă, cu atât iese mai gustos. Da? Mai știe cineva? Alex. Unt. Un unt care aseară l-am scos din frigider ca să fie foarte moale, să-l putem modela. Da? Nu este foarte tare. Îl răsturnăm. Mai avem ca ingredient principal, cine știe? Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar este doar cacao. Într-adevăr, cacao. Felicitări, de atâta ciocolată n-am auzit. Și de ce nu spui, dacă știai? Răspundeți, că pe voi vă întreb. Un plic plin de cacao. Acum, răspundeți și această apă cu zahăr. Uite, mama lui David ne-a ajutat, a topit tot zahărul. Felicitări, mulțumim! Acum ne folosim cele două mânuțe. Și amestecăm bine, bine. Voi mă ajutați la modelat, da? Deci, avem nevoie de 500 de grame de biscuiți populari. Extraordinar. Un pachet de cacao. Un pahar de apă, același pahar de zahăr și același pahar de nucă măcinată, nucă, da? Nucă măcinată. Două fiole de esență de rom. Pentru final avem nevoie de un pachet de nucă de cocos pentru a putea orna bombițele create de voi. Avem, am spus, un pachet de nucă de cocos pentru ornat. Îl răsturnăm într-un castronel. În prima fază voi face eu o cuvință să vă explic ce aveți de făcut și după aceea veți veni pe rând și veți modela. N-are nimic. Cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai bine. Luăm un pic de compoziție în mânuțe și o modelăm ca pe o biluță. E ca un fel de plastelină. Vă gândiți că vă jucați cu plastelina, da? Da. După ce am făcut bombița, nu foarte mare, nu foarte mică, cam cât să vă încapă vouă odată în guriță. Da? Cam atât trebuie să fie de mare. O dăm prin nucă de cocos, o răstogolim, da? Și nu o răstogolim foarte tare să sară nuca de cocos și pe sus și pe jos și peste tot să facem mizerie. Încet, că nu ne grăbește nimeni, mai avem mult timp la dispoziție. Odată poziționată toată nuca de cocos lipită, o punem frumos pe
farfurie. De mâncat, vom mânca după ce veți servi sandvișelul cu care ați venit de acasă, da? Da. Domnul învățător, stabilește ordine. Am făcut la bunicii. Ordine, așa. Încerc. O rotundă, că o rotundă, să fie rotundă. Pasă așa mai tare. Mai tare, așa. Așteaptă-l pe Horia și mami a făcut asta, excelent, deci știi despre ce e vorba. Bravo, mă bucur. Mai mult. Cum ai cine? Și cu Giulia. Și cu Giulia. Silențio! Che pasa? Bravo, hai! Nu te supăra că nu e bine. Te rog să filmezi și spune-mi cum te cheamă. Tu e singura care a venit cu șorțuleț de bucătari. Felicitări! Ție și mamei tale. Și Ligia, unde ești Ligia? Wow. Bravo. Sofia. Felicitări. Bravo. Ai un șorțuleț foarte frumos. Mulțumesc. E mai mare. Mai ia. Minunat. Hai. Așa. Minunat. Bravo. Următorii. La baie. Vreau să știu dacă e amuzant ce facem noi aici. Cum vi se pare? Da? Da. Vreau să știu acum, dar cu sinceritate, cine mai intră alături de mama sau de tata în bucătărie? Cine mai intră? Ia să vedem. Mă bucur sau bravo. Ce copii harnici avem la clasa 0B. E cineva care vrea să se facă bucătar? Mamă, ce bine o să mâncăm când vom fi mai mari! Eu fac două meserii, avocat și bucătar. Avocat și bucătar, felicitări! Ia-i, gata, mânecuțele sunt suplicate, bagă mâna cu încredere. Așa, păbiluță, bravo! Dar acolo ce se întâmplă? Unde? Ne-a furat bombele. Ne-a furat bombele. Ne-a pus să ne uităm. Nu le-am numărat. Ia să vedem ce ți-a ieșit. Wow, bravo. Hai, dă o primă de cocos. Sus. Compostul e foarte bine. Antonia, mai în partea. Așa. Aveți prieten cumva și la clasa 0A? Da! Dacă aveți suficiente bombonici, îi serviți și pe ei să vă lăudați cu ce ați făcut voi astăzi? Da! Să nu fie prea mult și să ajungă și mai grav. Vedem. Poate că nu vor fi și alergici. Haide, cum? Hai, Mihai! Ce crezi că e acolo? Ciocolată! Da. Bravo, felicitări! Hai! Ce bine! Poți să facem bucură? Da, mă! Bună, ați reușit? Hai! Începem concursul. Cine știe, câștigă o bombă! Bravo! Bravo! Apă! Bravo! Zahăr! Sigur avem și zahăr! Esență de rom! Felicitări! Bravo! Și munt avem! Bravo! Felicitări! Bravo! Nocă! De copă! Felicitări! Bravo! Esență! De care? Rom! De... Rom! Rom. Larisa. Bravo. Cacao. Bravo. Bravo. Zita, biscuiți.
biscuiți populari. Exact, nimeni n-a zis toată denumirea, biscuiți populari. Bun, avem așa, 500 de grame biscuiți populari, o cană de zahăr, o cană de apă, o cană de nucă măcinată, două esențe de rom, un pachet de unt, un pachet de cacao și un pachet de nucă de cocos. Toate mixate, amestecate și ce le facem? Le mâncăm. Ce le facem? Le facem rotunde. Bombițe. Bun, bravo. Oamenii mari au voie câte două, că au greutate mai mare. Niciuna, e prima. Mm.